Nici după mai bine de 20 de ani de la Revoluție nu au fost restituite proprietățile confiscate în perioada comunistă, însă în luna mai 2013 a fost aprobată legea 165, care prevede retrocedarea acestora la nivelul unităților administrative teritoriale, iar procesul este în plină desfășurare. În anul 2013, datorită faptului că nici după 24 de ani de la Revoluția din 1989, autoritățile române nu au reușit să restituie în natură sau în echivalent proprietățile abuziv confiscate de regimul comunist, guvernul Ponta a decis asumarea răspunderii pe legea restituirii acestor proprietăți. Legea 165, legea 16 a 5 a 2013, lege care se denumește lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau în echivalent a imobililor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România. Bază unitară de aplicare a legii, în ședințe cu personalul propriu, am organizat sesiuni de informare asupra aplicării legii cu autorizații topografi, am pus la dispoziția comisiilor de inventariere datele necesare etapelor până la acest moment. Cu ajutorul Consiliului Județean și al Prefecturii Dâmbovita, cărora le mulțumesc, am comunicat în ședință comună tuturor primarilor problemele și procedura de lucru aplicabile legii 165. Am făcut o conștientizare a tuturor primarilor pentru că până la acel moment aveam nevoie să facem o asemenea conștientizare. Aplicarea acestei legi este întârziată din cauza inventarierii din toate zonele, care nu este încă gata. Nu există o claritate a modalității de lucru în cadrul comisiilor de inventariere. Pentru excluderea unor terenuri din balanța terenurilor retrocedabile, instituțiile statului, Apele Române, Drumurile Naționale, Electrica, GDF Suez, stațiunile de cercetare sunt obligate, prin această lege, să ne furnizeze informații în format grafic despre terenurile deținute și nu o fac, chiar în condițiile în care le dețin. Autoritățile doresc urgentarea procesului de restituire, iar pe 13 decembrie 2013 se va încheia inventarierea terenurilor retrocedabile de către comisiile de inventariere. Directorul Oficiului General de Cadastru a prezentat și câteva aspecte pozitive care vor ajuta la aplicarea legii într-un timp cât mai scurt. Un aspect pozitiv pe care îl vedem noi este că legiuitorul a decis săptămâna trecută schimbarea președintelui Comisiei de Inventariere și încearcă să înlocuiască reprezentantul prefecturii cu primarul localității. OCPI Dâmbovița a pus la dispoziția comisiilor de inventariere, primăriilor și a topografilor autorizați toată documentația aferentă. Le-am făcut dosare și le-am înaintat și fizic și pe mail. Legea 165, apărută în 17 a 5 a 2013, hotărârea de guvern numărul 401 din 2013, privind aprobarea normelor de aplicare a legii 165, ghidul pentru completarea anexelor, ortofotoplan cu împărțirea UAT-urilor pe sectoare cadastrale bine definite și cu suprafețe ale acestora măsurate, fișiere în format Excel cu anexele care trebuie completate. Acestea le-am pregătit și au formule de preverificări, formatări ale datelor și formule prestabilite, ca să-i ajute.